petrecere, la mulți ani cafeaua de după, la mulți ani tuturor urmăritorilor, la mulți ani vouă, la mulți ani nouă, 100 de ediții ale cafelei de după sunt acum, pămuchie! Gata, 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 nu mai fac gălăgie, știu, știu, ieri a fost 9 martie, cei 40 de mucinici, ați băut ceva? 40 de pahare cu vin, cu țuică, nu contează, 40 să fie. Îs multe 40 de pahare, Vlad? Nu știu, de la 15 nu le mai număr. Asta, lasă-mă pe mine că-s vulpoi bătrân. Nu-s multe, depinde cine ți le numără. De exemplu, dacă ți le numără socra, zice, hai că-ți spun că ai fost cu minte, băiatule, spun ție mucenici. Îți spune tripahari, zice, ai băut 33, gata, destul, la culcare. Dacă îi bei cu pretinii, ai băut 8, hai bă că ești la al doilea, da? Dragi bărbați, oricum mai avem 5 săptămâni de post, mai avem ocazia să ne smerim, să ne pocăim, să mâncăm de post. Câte euri să mâncarea de post? În pate, în pateul de post sunt 13 euro, 1, 3, 13, în pate, mere, pate, direct la pateul ăsta, Ardealul Banatul, e cu E, Delma, margarine, margarine, margarin E, 6 euro, ce să mai mănânci, urzici, știți cât e kilul de urzici, 40 de lei, 40 de lei un kil de urzici, dar ce, s-o pișa Bianca Drăgușanu pe ele ca să crească într-un anumit fel, 40 de lei, de e greu de strâns, a? Un kil de urzici, te urzici, te... A, mai e și de alea moarte, urzică moartă, fără țipi, totuși 40, ce să mai mănânci, vă rog frumos, scrieți-mi în comentarii, ce rețete aveți voi de post? Dați-ne niște idei, dați-ne... Hai să le facem, să ne dai oamenii rețete în comentarii și să le facem. Și să le facem. Le gătim și noi. Noi le gătim, tu le mănânci. Da, da, ar fi o... Lăsa... Dar nu de alea complicate, curcan vegan fără carne și nu știu ce. Cu pateu, pateu. Cum era aia? Ficat, ficat. Pateu, pateu, pateu. Dragii mei, că toți sunt aici să vă... N-am cafea, nici nu-mi trebuie. La liber astăzi. buymeacoffee.com/nicubendea. După ce intră salariul, după 15, nu contează. S-a inventat prima anvelopă eco. Anvelopă, nu antilopă, eco. Pe bază de ulei de soia, orez și rășină de pin. Anvelopă, eco. Fără cauciuc, fără... Aia când s-a umflat orezul în ea. S-a umflat orezul în ea, a? Vezi ce ți s-a spart rata? Nu, nu, s-a umflat orezul în ea. Măi, la câte coloane avem în trafic la noi, e bine să ai vreo 5 roți de rezervă, că le mănânci, sunt comestibile. Și-s de post, anvelope, mănânci anvelope, dar ce, n-avem drumul, poduri nu mai avem. Bă, dar în Suceava, un pod făcut așa, pe care se circula ziua, a fost furat noaptea. Bă, vii cu mașina, dar ce era pod? Nică s-o dus. L-or furat, mă, un pod. Cum? Românește. O dispărut un pod într-o noapte. Bă, poate într-o noapte o să dispară România. Ieșim dimineața pe balcon și ne uităm. Bă, dar noi suntem în aer. Bine, o să se înceapă cu furatul Ardealului prima dată. Dar așa, pe nesimțit. Lasă Ardealul la noi. Păi, rămâne la tine. Nu, vedeți? Vedeți ce se întâmplă. Betty, nu socră mea, mă, nu socră mea Betty. Betty, o englezoică s-a căsătorit cu covorul ei. Măi, eu ce să zic? Covorul, vorba aia, stă unde îl pui? Ăla de sărbătoare, bate covore. Cheamă un fost iubit. Cheamă un fost iubit pentru așa ceva. Nu se supără când îl calcă în picioare? Exact ca un soț după 10 ani de căsnicie. Deci, covorul e soțul ideal. Unde mai pui că nu iese vineri seara la băută cu colegii că s-o umflă iuta în el, ca orezul. Dar ce că Betty, după o lună de la căsnicie, e geloasă. Pe soțul ei covor, de ce? Că ea pleacă la servici și el filtrează cu mocheta de la baie. Joc-o pe asta! Cafeaua cu numărul 100 s-a terminat. Și zi! Să înțeleg că oralul îi face aspiratorul? Perversule! I-am blurat ceea ce-o zis. Da, vrei să ne certăm la ediția cu numărul 100, să nu mai fie nicio cafea? Că astăzi e ziua lui Chuck Norris. Ci că Chuck Norris a văzut 110 cafele. Cafea mulțumesc. Da. N-avem noi autostrada centenarului, dar avem cafeaua centenară. Vă mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi.
Vă așteptăm cu drag, cu orice filmare pe care o postăm. Ne bucurăm și noi că suntem alături de voi și voi alături de noi. Na, ce, faci pe aspiratorul? Fac pe covorul.